Înființată pe 17 aprilie și inaugurată la 27 septembrie 1947, Pinacoteca Marius Bunescu ocupă sala ovală de la parterul Colegiului Național Ionita Asan. Promotorii împlinirii acestui deziderat al caracalenilor au fost Crăciun Pătru, profesor și director de excepție al școlii, căruia i s-a alăturat bunul său prieten, artistul plastic Marius Bunescu. În apelul trimis artiștilor, profesorul Pătru Crăciun spunea: orașul în care v-ați născut, respectuos vă roagă prin noi de a-l ajuta la îndeplinirea unui frumos plan artistic, pe care îl nutrește de mai multă vreme, înființarea unei pinacoteci, de la câteva zeci de piese, nucleul reprezentându-l donația Marius Bunescu. Astăzi, Pinacoteca numără 338 lucrări de pictură, desen, xilogravură, sculptură, mare parte provenite din donații. Personalitatea și anvergura Pinacotecii Marius Bunescu rezidă în etalarea creației plastice a mai multor artiști născuți în Caracal sau care au locuit vreme îndelungată în vechiul târg din Câmpia Romanățeană. Mai vedem lucrări semnate de alți pictori de referință, Rudolf Schweitzer-Cumpănă, Dumitru Gheață, Alexandru Țipoia, prezenți în galeria colegiului în urma donațiilor făcute de frumoși oameni ai locului ori prin achiziții din fondurile societății culturale Haralam Leca. Născut la Caracal în anul 1881, Marius Bunescu, în ciuda posibilităților modeste și a obstacolelor pe care a fost nevoit să le depășească, inclusiv grave probleme de sănătate, asemeni unui răzeș călit, va domina arta contemporană mai bine de 65 de ani. Vocația de pictor și de ctitor al unor instituții culturale unice la vremea respectivă s-a materializat într-o operă monumentală așezată pe frontispiciul culturii române. Atras de natură, marele subiect impresionist așează pe pânză imagini nefardate, adaptate la atmosfera locală, intens zugrăvite, ce poartă în pasta lor urma unei ample și caracteristice personalități. Format la școala academică de la München, este un artist al desenului, riguros nuanțat în portrete, ori fluid în peisaje caracalene rămase în memorie din perioada copilăriei. Caracalul se poate mândri cu o valoroasă colecție de autor, formată din 77 de lucrări semnate de maestrul Marius Bunescu. Hortensia Popescu face parte din membrii fondatori ai Pinacotecii. Caracaleancă prin căsătorie, a trăit aici vreme de 30 de ani, atrasă de arhitectura caselor vechi. Nu a beneficiat de resurse financiare pentru a urma studii artistice, însă talentul i-a oferit titulatura de pictoriță, pe deplin mărturisit în pânzele Hortensiei Popescu, ce se înscriu în buna tradiție a picturii autohtone. Profesorul pictor Gheorghe Teodorescu Romanați, spirit romantic, surprinde pecețe ale spiritului românesc, case tradiționale țărănești, mănăstiri, troițe, ulițe de sat, adevărate gravuri de epocă, unele reproduse de Nicolae Iorga în lucrările sale istorice. Cu multă sensibilitate, pictează gingașe, portrete feminine și flori. Descendent dintr-o familie de intelectuali mușceleni, de unde și-a luat numele, Ion Mușceleanu s-a născut la Caracal în anul 1903. Peisagist și portretist de factură impresionistă, creația sa sugerează o atmosferă de poezie și discreție, prin cromatica fină în tonuri calde. Teodor Catană, format la clasa pictorului Rudolf Schweitzer-Cumpănă, este un senior al artei plastice contemporane. Opera semnată Teodor Catană impresionează prin rafinamentul cromatic, observând că este un maestru al grigurilor, și prin compoziții de o mare forță contemplativă.
În șirul artiștilor plastici donatorei Pinacotecii Marius Bunescu, nu avem cum să omitem pe artistul tapiser, pictorul Vintilă Mihăescu, pe pictorul și scenograful Ion Truică, Tudor Jean Popa și pe mai tânărul Sorin Chirimbu, pregătit la școala maestrului Bunescu și a Hortensiei Popescu. Spre cinstea lui, Sorin Chirimbu se preocupă de buna conservare a Pinacotecii, păstrând vie memoria pictorului mentor. Excepționala valoare a Pinacotecii este susținută de busturile lui Constantin Poroineanu și al Eufrosinei Poroineanu, sora lui, realizate în marmură albă de sculptorul italian Romanello Raffaeli. Operele sunt semnate și datate Romanello Raffaeli, Florența, 1905. Constantin Poroineanu, unul din marii bogați ai vremii, deputat în 10 legislaturi, a lăsat întreaga avere de mii de hectare orașului Caracal. În timpul vieții elevilor cu rezultate bune de la gimnaziul Ionița Asan, marele filantrop Constantin Poroineanu le dăruia cărți și haine, iar de la Paris le aducea planșe de anatomie și de istorie naturală. Astăzi, minunatul parc din Caracal, amenajat de francezul Rodin, îi poartă numele. Din seria sculpturilor mai reținem bustul lui Marius Bunescu, modelat în gips de sculptorița slătinană Teodora Chițulescu, și cel al sosiei lui Marius Bunescu, Magda, realizat de Ion Jalea. În curtea liceului, în dreptul Pinacotecii, este amplasat bustul lui Marius Bunescu, opera a renumitului sculptor Corneliu Medrea. Pinacoteca Marius Bunescu este completată de fresca pictată în holul principal de artistul plastic Ion Grigore, consacrat în pictura murală. Un templu al educației găzduiește un templu al frumosului într-o desăvârșire armonioasă a elevilor Colegiului Național Ionița Asan. Pinacoteca Marius Bunescu este o comoară artei naționale ce merită mai multă prețuire și punere în valoare.